comisar Simpson. V-am cerut să veniți astăzi să avem acest schimb de păreri pentru că situația este dramatică. Avem o creștere a prețurilor energiei electrică în Uniunea Europeană de peste 40%, de peste 50% și la gaze peste 40%. Este un lucru care afectează zeci de milioane de oameni care astăzi sunt puși în situația să aleagă între a se încălzi sau aș cumpăra medicamente, mâncare. Sute de mii de firme din Uniunea Europeană sunt în pericol de faliment și oamenii să-și piardă locurile de muncă. Ce n-am auzit astăzi la dumneavoastră? N-am auzit un singur lucru. Ce face Comisia Europeană de săptămâna viitoare? Ce face în două săptămâni? Care sunt măsurile care sunt luate pentru ca această situație, fără precedent, să poată să fie stopată acum? Pentru că vorbeam despre piața energiei. Care e piața energiei? Ne aflăm în fața unei situații de eșec de piață extrem de clar. Când avem asemenea fluctuații, nu mai poate fi vorba despre o piață a energiei funcțională. De ce nu se faceți o propunere de directivă, doamna comisar, ca să instituiți obligativitatea de a avea aceste rezerve de gaz, rezervoare de gaz pline, depozite subterane, 80% până luna septembrie a fiecărui an? De ce s-a renunțat la această obligație? De ce nu veniți cu o directivă prin care să obligați ca toate autoritățile de reglementare să și facă ceva concret în afară să ne prezinte ceva, parcă ar fi comentator la televiziune? E drept pe profil economic. Care este situația desemnării celor operatorilor cu putere semnificativă pe piața energiei? Avem operatori care astăzi au o poziție semnificativă, unii chiar dominantă, pe piața energiei electrice și a gazelor și nu sunt reglementați. Nimeni nu-i verifică. De ce nu veniți cu propunere ca toate profiturile excepționale să fie impozitate? Unii puțini fac bani foarte mulți acum, pe această criză a prețurilor, iar cei mulți plătesc. Și acest lucru este de neacceptat. Și pe piața certificatelor de dioxid de carbon. Cum e posibil să crească de la 30 la 90 de euro și să nu vină cu o măsură? Dacă era în Statele Unite, suspendau piața o lună, două, trei, până când ea intra normal. Ne aflăm în fața unei situații de speculă, o unei situații pe care a spus că o veți investiga și se aude că rezultatele vom afla peste 3 ani. Cine rezistă și cei care vor putea să supraviețuiască până atunci? Aceste lucruri le-am auzit și asta este cererea mea. Care sunt măsurile, doamna comisar, în următoarele două săptămâni pe care Comisia Europeană intenționează să le ia? Mulțumesc!